ceva mai jos, prieteni, aproape de Măcărești, dar degeaba, cred că ziua de azi este o zi obișnuită ca celelalte, în care peștele, indiferent că este el pașnic sau răpitor, nu vrea să pună gura. M-am interesat și la ceilalți pescari de staționari, sunt mulți pescari de staționari pe malul Cutului, dar nici ei nu au prins absolut nimic. Chiar dacă nu am prins, vă las să vedeți aceste imagini frumoase pe malul Plutului și cu această ocazie încheiem și ziua de astăzi și pe lângă această zi încheiată, încheiem și ciclul de filme Singur pe Râu, prin care ați fost martorii împreună cu mine la acele zile petrecute pe râu, din 2017 încoace, deci 2017, când am făcut Siretul, chiar dacă nu au fost momente de pescuit, sunt pentru cei care vizionează momente unice, momente excepționale în ceea ce privește peisajul lungii Siretului și nu numai aceasta, chiar și Siretul în sine. După aceea a sărit un avat, aproape sare avatul, dar nu vrea deloc să muște. Deci în 2018 am făcut Jijia, la fel cu farme cu ei. Iar în 2019 ne-am ocupat de Prut. Este singurul râu din zona Moldovei cu o diversitate mare în ceea ce privește fauna piscicolă, atât pentru pașnic cât și pentru răpitor. Dar, vedeți, sunt zile și zile, zile mai bune când se prinde, zile mai puțin bune și sunt și zile când pur și simplu vii doar să admiri natura. Cred și sper că prin aceste filme pe care le-am realizat de-a lungul anilor, din 2017 încoace, v-am făcut să înțelegeți că natura face parte din noi, face parte din ființa umană, trebuie să o protejăm și să avem neapărat grijă de ea, pentru că numai așa putem lăsa copiilor noștri ceva frumos, ceva unic, ceva ce bucură privirea. Și nu numai privirea, și sufletul, inima. Dar, vedeți, mai sunt și episoade pe râu în care aceste trăiri emoționale când vii la pescuit să întâlnești și porțiuni de râu, să spunem porțiuni de râu, în care gunoiul este la el acasă. Dar sperăm că pe viitor toate acestea se vor rezolva. Sperăm că prin aceste filme care le-am făcut și le voi face în continuare, să aduc un aport la curățirea și menținerea în stare curată a râurilor din România. Eu vă mulțumesc pentru atenție, urmăriți în continuare filmulețele mele, să fiți sănătoși, fir întins, pe curând, prieteni. O să începem, cred că, de la anul, din 2020, un ciclu de filme intitulat Pe râuri printre cleni. Eu am făcut ceva, ați văzut, sunt cu un avat aici lângă mine, un pui de avat. Eu am făcut un filmuleț de introducere, de fapt un cumul de filmulețe de-a lungul anilor la
Clean, de obicei pescuiesc la Clean. Și sper că acel film v-a plăcut și sper și am convingerea că mulți dintre dumneavoastră pescuiesc astăzi la muscă. Indiferent pe râu, pe pârâu, pe râurile de munte, pe râurile de șes, pe râurile de deal, pe porțiunea dintre munte și deal, cum suntem și noi. Și sper că v-ați făcut o imagine de ansamblu a acestor musculițe, a acestui stil elegant de pescuit cu musculiță. Am spus, eu nu am urmărit niciodată în filmulețele mele capturile unice, capturile mari, cu pești mari. Am mai sărit un avat și în stânga și în dreapta mea, deci nu am urmărit niciodată acele capturi cu pești mari. Am urmărit pur și simplu să ies în mijlocul naturii, să văd frumusețele râului. Am urmărit evoluția acestor musculițe, ani de-a rândul, culoarea lor, modul cum se lucrează, modul cum se mișcă în apă și așa mai departe. Ăsta a fost scopul meu la acest pescuit cu musculițe, chiar dacă este el cu buldo, chiar dacă este cu șnurul pentru muscă, chiar dacă este prin metoda la pipăit. Am urmărit ca aceste musculițe confecționate de mine să-mi aducă cât de cât o satisfacție în momentul când sunt lansate, să scot din acea apatie, din acea letargie cleanul și să-l fac să ridice la aceste musculițe. Sper în continuare că m-am convins să încercați un astfel de pescuit cu musculiță artificială. Încă o dată să fiți sănătoși, pe curând, prieteni!